Bună seara! Veți asculta la acest sfârșit de săptămână povestea Tâlharul cel bun de Brândușa Vrânceanu. Noaptea se lăsa în umbre repezi peste culmile munților din pustiul Negev. Odată cu negurile, Cobora și frigul, de aceea oamenii se grăbeau să aprindă vreascurile de arbust pe care le căraseră pe cai din valea Aravei până aici, în cea mai sigură dintre ascunzătorile lor. În alte seri ca aceasta, când se retrăgeau în peștera uriașă ce le servea de adăpost, aprinsul focului și pregătirea cinei erau evenimente vesele. Tâlharii se bucurau că mai trecuse o zi cu prăzi bune, fără niciun tovarăș pierdut în luptele cu păzitorii caravanelor și se hârjoneau ca niște puștani sub privirea îngăduitoare a tinerei lor căpetenii. Pereții de piatră ai grotei întorceau atunci în ecouri prelungi hohotele lor grosolane de râs iar Dismas nu le impunea tăcere, fiindcă aici, în tabăra lor, nu aveau a se teme de nimic. Nici chiar soldații pe care Irod îi, îi repezea din când în când împotrivăle din fortăreața Mețadei nu îndrăzneau să urce până la ei. Știau că ar fi venit la moarte sigură. Dar, în pragul acela de noapte, nici măcar părerea unui surâs nu mija pe fețele lotrilor în vreme ce își îndeplinea obișnuitele îndatoriri de popas. Se mișcau ușor, ca niște umbre, să nu cumva să-l supere pe dismas care, hotărât lucru, deloc nu era în apele lui. Din zorii zilei, când cu sabia în mână se așezase între familia, a cărei eliberare o poruncise și gestas ce încerca să-i nesocotească porunca, părea că-l cuprinsese o pojghiță de gheață, iar tâlharii știau. Nimic nu era mai de temut la dismas decât răceala aceea din ochii și din mișcările lui. Nici unul nu ar fi vrut să fie acum în pielea lui Gestas, deși până mai el îl pizmuiau ca pe prietenul cel mai bun al șefului lor, singurul care se putea cât de cât măsura cu el. Vinovatul, însă, părea a nu se sinchisi de proasta dispoziție a căpeteniei. Retras într-unul dintre unghierele peșterii, împreună cu alți câțiva tineri, își exersa dibăcia, aruncând pumnalul într-o bucată de șa veche, așezată din ce în ce mai departe de către tovară și lui. Când cuțitul își atinse ținta chiar și la 300 de pași. Murmurul glasurilor se transformă într-o unică exclamație de uimire, amestecată cu admirație. Să fi fost vreun mesaj ascuns în distracția asta, aparent nevinovată, are să se lase cu vărsare de sânge o sip, dacă gestas nu se potolește, șopti un bărbat între două vârste, înalt și uscățiv, către tâlharul cu un singur ochi aflat lângă el. Acesta își trecu mâna prin barba sură și îi răspunse tot în șoaptă, Două săbi nu un în cap într-o teacă, Avi! De multă vreme începusem să mă întreb cât va mai dura până să se ciocnească să nu-mi spui că tu nu te-ai gândit la asta. Uscățivul clătină cu tristețe din cap. Ba da, Osip, dar am tot nădăjduit că totuși să nu se întâmple. Nu uita că pe amândoi am crescut ca pe copiii mei. De fiecare din ei mă frige la inimă. Și în vreme ce întreaga ceată de lotri, ceată mare, numărând peste șaptezeci de bărbați, simțea cum în peștere se adună încordarea, dismască petenia, învăluit în liniștea lui de gheață. Nu dădea niciun semn că ar simți-o. Așezat lângă focul pe jarul căruia bucătarii urmau să frigă bucățile de vânat pentru cină, era adâncit în gânduri ce păreau să-l poarte departe mult de oamenii lui. Nu pricep ce se întâmplă cu mine. Mă simt ca atunci când am avut pojar de împunea aba avi prișnițe cu apă rece de izvor. Dar de data asta, pe dinăuntru mă mistui arșița, nu pe din afară. nu mai găsesc liniștea de când am ținut pruncul ăla în brațe. Dăduseră peste cei trei absolut din întâmplare, cam la o oră distanță de Vadigaza. Călători prăfuiți, obosiți, priveliște neobișnuită pe drumul acela de obicei străbătute de caravane. Un bătrân, trăgând de funie măgarul, pe care ședea o femeie tânără cu un copil în brațe, doi de sage atârnați pe greabănul animalului. Nimic de jinduit pentru ceată. Cu toate acestea, Gestas mereu pus pe șoti și, bizuindu-se pe îngăduința prietenului său căpetenia, începuse să-i necăjească împreună cu cei câțiva zănateci care îl însoțeau în toate isprăvile lui. Îi înconjuraseră pe călători, rotindu-și cai în cercuri tot mai apropiate în vreme ce Gestas a plecat peste gâtul armăsarului său, tăiase cu sabia băierile de sagilor. Aici s-ar fi oprit poate totul, iar hoții ar fi pornit în galop după restul cetei, amestecându-și hohotele de râs cu tropotul de copite, dacă din desagii prăbușiți la pământ nu s-ar fi rostogolit în praf trei cutii din lemn de santal. Una dintre ele, cel puțin, smulsese un strigăt de mirare din piepturile tinerilor tâlhari încrustată cu pietre prețioase, de safire, smaral, de diamante negre, părea venită din palatul unui rege, nu din traista unui bătrân ponosit ca acela care încerca, cu o grabă nu lipsită de demnitate, să-și recupereze avutul împrăștiat pe jos. Strigătul micului grup condus de gestas îl adusese și pe dismas înapoi, împreună cu toată ceata. Hei, frate, ia-te, uită ce-am găsit la ăștia!" Gestas descălecase dintr-un salt, culegând din praf cele trei lădițe și îndreptându-se cu ele în brațe spre prietenul lui. Sărise și el din șa, vrăjit de frumusețea lucrăturii cutiilor de lemn. Le ridicase capacul pe rând, Într-una găsise aur, în celelalte tămâie și smirnă, de cea mai bună calitate. O avere de neînchipuit pentru niște oameni simpli, cum se arătau a fi călătorii pe lângă care adineauri trecuse, fără să-i învrednicească cu o privire măcar. Îi privea acum cu un interes ce făcea să lucească o flacără neagră în ochii lui adânci. Cine sunteți? De unde veniți și unde mergeți? Spre uimirea lui, bătrânul se uitase la el fără urmă de teamă, ținându-se drept în mijlocul cărării. De obicei, oamenii atacați de ceata sa, odată dezarmați și aflați la cheremul său, îi ocoleau o privirea și se târau prin țărână, cerându-i îndurare. E drept că cei mai vitești dintre apărători mureau în luptă. Sunt Iosif, tâmplar din Nazaret. Ei sunt femeia și copilul meu. Venim din Betleem și mergem în Egipt. Tâmplar, zici? Asemenea avere au tâmplari în Nazaret? Păcat că n-am aflat-o cu ani în urmă, că nu mă mai făceam tâlhar. Toată ceata izbucnise în râs, jucându-și caii pe loc în jurul lor. Cu boturile deschise, strunite în zăbalele de fier, de li se vedeau dinții, animalele păreau și ele cărâd. La un semn al lui Dismas, doi tâlhari apucaseră de sagii și îi scuturaseră de tot conținutul la picioarele bătrânului. Mare lucru nu mai era în ei și cu siguranță nimic care să merite osteneala de a se apleca să îl ridice. Ai, frate, să nu mai pierde vremea! se Țise de după umărul căpeteniei Gestas. Trece prin sabie, fi lasă-i aici! s ocupa ocupat de ei vulturii plesuvi. Să-i trec prin sabie? Nu, Gestas, voi face ceva mult mai bun. Îi luăm prinși. Nu cred o vorbă din ce mi-a spus bătrânul. O comoară ca asta nu are ce căuta în calabalăcul unui tâmplar. Și apoi uite te la femeie. Nu poate să fie nevasta lui, cum ne-a spus. Iar putea fi nepoată cel mult, dar nici măcar ea e de neam regesc, se vede din toate, din linia pura obrazului, din oplețea mișcărilor, din felul în care își ține capul. Eu, eu, cred că moșul îi este mai degrabă slujitor. A ajutat-o să fugă împreună cu pruncul ei. Cine știe de ce, cine știe de cine, cine știe de unde, nu știm, dar vom afla. Sunt sigur că s-a pus preț pentru recuperarea lor. Nu vrei să-l capeți? Dinții cei albi a al lui Gestas clipiseră fulgeri de sub mustața neagră. Ba da, dar lădițele le dăm pierdute, sunt pradă de război. Da jos femeia de pe măgar, strigase Dismas. Animalul îi dați drumul, n-avem nevoie de el. N-ar face decât să ne încetinească înaintarea, nu ține pasul cu caii noștri. Câțiva tâlhari se repeziră să împlinească porunca șefului, însă acesta, văzând asprimea și violența cu care întindeau mâinile spre tânăra delicată de pe spinarea măgărușului, îi oprise țipând. Mă ocup eu! Voi luați bătrânul și aduceți caii! Se îndreptase spre femeie, dar când ajunsese la mai puțin de doi pași de ea, aceasta îi spusese Cobor singură! Tu ține doar o clipă, copilul!" Știu că o să fi cu mare grijă. Vocea ei îi întări se bănuia la că provenea din neam ales. Era o voce blândă ca un susur de apă cristalină pentru inima unui călător însetat. Se trezise cu copilașul în brațe, aproape fără să știe când. Noroc că nu fusese nevoie să-l țină mult, cu adevărat, numai două-trei secunde cât îi trebuise mamei să coboare sprinten și linde pe spinarea asinului. Cu spatele spre ceată sperase că nimeni dintre ortaci nu apucase să-l vadă și mai ales nu ghestas. Ar fi avut acesta de ce și râde apoi câțiva ani de zile. De cum pusese piciorul pe pământ tânăra, întinsese brațele să își ia înapoi copilul. Dismasil dăduse ușurat, dar și cu oarecare părere de rău. Trupușorul plăpând al mititelului a dormit transmitea căldură și liniște, o liniște adâncă, fără margini, o liniște de care el nu avusese parte niciodată. Te rog, lasă-ne slobozi!" O auzise apoi pe femeie șoptind. Nu e cum îți închipui tu, nu-ți va plăti nimeni răscumpărare pentru noi, nu are cine. Doar dacă ne lași să plecăm, Vei primi răsplată și nu acum, ci într-o zi anume din viața ta mai târziu. I se păruse că nu-și crede urechilor ce curaj pe tânăra asta să-i ceară așa ceva, să-i propună să lase pasărea din mână pentru cioara de pe gard. Auzi acolo o răsplată într-o zi anume cândva în viața lui. Cu cine-și închipuia ea că vorbește? Cu vreun țânc ieșit în drum să se joace de atâlhari? El era dismas! Lotrul al cărui nume făcea să tremure negustorii din tot cuprinsul țării și de dincolo de hotarele ei, până la Rechemgea. O privise chion în vreme ce ea își continua vorba. Poți să păstrezi lădițele dacă vrei. Deși ne-ar fi fost de trebuință în Egipt pentru înșghebarea gospodăriei, dar vom răzbi noi și fără ele. Nu ne lasă Dumnezeu. Încătuie-ne doar de sagii, măgarul și apa și lasă-ne slobozi. Tu știi cu cine vorbești?" Se răsti el mai mult din obișnuință decât din convingere. Da, cu un om bun, răspunse tânăra, lăsând să-i alunece o umbră abia bănuită de zâmbet în apele ochilor de culoare a lunei. Un om foarte trist, foarte singur, sălbăticit de tristețe și de singurătate, dar un om bun în adâncul adânc al inimii lui. În chiar clipa aceea o rază de soare se așternuse curmeziș peste ploapele pruncului din brațele femeii. Acesta deschisese ochii și dăduse să prindă în pumni lumina care îl trezise. Gângurise bucuros spre mama lui, apoi se uitase la dismas îl privise lung cu o seriozitate care îl cutremurase pe tâlhar din creștet până în tălpi, iar în momentul în care copilul întinsese mânuța și își așezase palma mică și trandafirie pe obrazul lui, tânărul simțise ceva ce nu cunoscuse vreodată în toată viața sa până atunci. Rușine. O rușine arzătoare, o rușine care nu-l lăsa să respire și care îi umplea ochii de lacrimi și pieptul de suspine. Asta ar mai fi lipsit acum să plângă de față cu ceata lui el căpetenia. Făcuse repede câțiva pași înapoi, îndepărtându-se de femeie și de pruncul ei. Gestas! strigase el. Am schimbat planul! Dați-le totul înapoi și lăsați-i să plece! Nu-i vreau în tabăra mea! Mai spune-o dată de smas! Se întoarse acesta spre el uluit. Am poruncit să le totul înapoi și să-i lăsați să plece! Nu-i vreau în tabăra mea! Un freamă de glasuri urmase răspunsului său, niciunul dintre tâlhari nu înțelegea ce l-a pe șef. Când spui totul, vrei să spui și asta? întrebase Gestas, arătând spre lădițele pe care le așezase deja în coburii de la șaua sa. Când spun totul, înțeleg totul! Gestas, până la urmă, Până la ultimul fir de praf! s-a apăsat căpetenia apropiindu-se de calul tovarășului său și smulgând coburii. Apoi se îndreptase spre bătrân întinzându-i lădițele. Ia-ți nevasta copilul de sagi și măgarul și dispărezi de aici! Să crezi tu că îi strigase gestas peste măsură de mânios. Dacă tu ai nebunesc eu nu! Nu numai că scapi printre degete proza, dar de liberez niște care ne vor da pe mâna soldaților de cum vor ajunge în prima setate! Și tânărul pornise cu pași mari spre tâmplar să-i smulgă lădițele. Atunci coboruse gheața peste dismas. Gheața aceea atât de periculoasă pe care lotrii o cunoșteau de ani buni. O gheață liniștită care trecea dincolo de furie, dincolo de ură, dincolo de orice. Însă un pas dacă mai făceai, după ce o simțeai, acesta era cu siguranță ultimul. Cu sabia în mână, exagerate, calm, dismas, se așezase dinaintea celor trei călători, blocând drumul lui Gestas. Spuneai ceva, frate?" întrebase el, iar ochii lui păreau găuri de bezna amorțită de frig. Avi, tâlharul înalt și uscățiv care le ținea mândurora loc de tată, descălecase îngrozit să nu se întâmple vreo nenorocire, dar vocea lui dismas îl țintuise pe loc. Abavi! Nu cu tine vorbesc! L-am întrebat ceva pe fratele meu. Să binevoiască să-mi răspundă! Răspunsul lui gestas nu venise. În schimb, tânărul se aruncase în șa, înfipsese călcâiele în burta calului și o pornise de unul singur în galop spre tabăra lor din munte. Din goană se încovoiase cu o ușurință fantastică și își culesese coburii de pe jos, acolo unde îi lăsase dismasă cadă când îi înapoiase lădițele lui Iosif. Încet, rând pe rând, toți ceilalți stălhari își înnăbușiseră uimirea și nemulțumirea și încălecaseră pe caii lor, așteptând într-o oarecare organizare semnalul de plecare dat de căpetenie. Acesta, vârându-și sabia în teaca de piele de la șold, se întoarse o ultimă oară spre neobosiții călători care le tulburaseră atât de mult viața în dimineața aceea. Ați auzit! Sunteți liberi! Vedeți-vă de drum!" Iosif o ajutase pe femeie să urce pe spinarea măgărușului și potrivise apoi pe greabănul acestuia de sagii reînodați legați cu o bucată de sfoară și în vreme ce animalul purtat de căpăstrul de frânghie de către bătrân începuse a pune distanță între ei și tâlhari, tânăra mamă întoarse capul și îl salutase cu recunoștință pe șeful lor. Privirea ei liniștită, senină și serioasă îl pătrunsese pe dismas până în adâncul sufletului și el simțise că, în momentul acela, îi se făcea un dar. Însă nu știuse și nu știa nici acum dacă pentru darul acela trebuia să se bucure sau, mai degrabă, să se întristeze. Îi venea când să râdă, când să hohotească de plâns. Izbi cu călcâiul în piatra pe care stătea lângă foc. Om bun! Așa m-a numit! Auzi acolo, om bun! Să știe ea câți oameni am omorât de când am ieșit la tâlhărie, să fi știut pruncul, să fi știut!" Simți o mână pe umăr și auzi vocea lui Avi. Dismas, cine e gata? Oamenii așteaptă! Mâncăm?" Se bucură să audă glasul lui. Glasul acela l ancora într-o lume familiară în care nici unul dintre ciudatele evenimente ale zilei de azi nu se întâmplase. O lume în care Gestas era încă prietenul lui, chiar dacă mai șturlubatic. Pe când acum, acum, mai mult ca sigur, dacă acesta nu va arăta de față cu toată ceata că se căiește de purtarea sa, va trebui să-l alunge. Altminteri nu va mai avea niciodată autoritate peste oamenii lui. Și îl durea inima să-l alunge pe Gestas. se împreună sub ocrotirea lui Abaavi. Se ridică oftând. Să trecem la masă! Își scoase cuțitul de la bru și începu să împartă în porții mari vânatul fript la focul din centru, focul lui, al căpeteniei. Tâlharii mâncau încete de câte zece, mereu aceleași în jurul unor focuri mai mici. Cel mai învârstă dintre cei zece mergea și lua din mâinile lui Dismas porția pentru ceata lui. Alături de șef mâncau din totdeauna Ghestas și Avi. Numai că în seara aceea, cu toate că auzise bine semnalul de începerea cinei, Gestas nu se mișca din colțul în care se distra, aruncând pumnalul în restul acela de șa. Și ceea ce era încă și mai grav, nu îi lăsa nici pe tinerii lui tovarăși să se apropie de focuri. Avi, sesizând pericolul adânc pe care îl implica portarea lui Gestas, se apropie de el șoptindu-i. Gata, băiete, nu mai lungi de acum!" treci la masă și lasă noaptea să acopere cu mantia ei întâmplările zilei de azi. Mâine o altă zi își va arăta zorii. A, bă, fi, ție nu -ți stau bucatele în gât când le mănânci alături de bicisnici? Răspunse acesta cu o voce atât de sonoră, încât fu auzit cu ușurință în toată peștera. Mie da! Și cam cine ar fi bicisnicul gestas?" răsună glasul moale, prea moale ca să nu dea fiori prin șira spinării tuturor celor de față al lui Dismas. Știi bine că tu, o știu toți de aici, ai dovedit-o de dimineață când ai lăsat prizonierii să plece cu avere cu toți." Liniștea coborâtă în grotă părea de sticlă. Oamenii și-ar fi dorit să-și poată opri bătăile inimilor de teamă ca ecoul acestora să nu facă sticla să se spargă. De data aceasta vocea lui Dismas plezni ca un bici. Gestas număr până la cinci, dacă până atunci îți cer iertare, uit tot ce s-a petrecut și s-a spus azi, dar dacă nu, dacă nu, ce? <laughs> Hohoti tânărul, care înainte ca avie să-l fi putut opri, ajunse dintr-un salt chiar dinaintea focului lui Dismas. Dacă nu, va trebui să părăsești ceata asta pentru totdeauna! Fără dreptul de a te întoarce, continuă Dismas, făcându-se că nu observă felul în care își juca gesta spumnalul, trecându-l dintr-o mână într-alta. Ceata asta o să părăsești Fu! Acum! Și asta te duci de-a dreptul în șaul! Cum toți ochii erau fixați pe Gestas, nimeni nu a văzut când a zburat cuțitul lui Dismas. Au tresărit doar când ghestas a scăpat, urlând pumnalul din mâna care se pregătea să-l zvârle. Mâna aceasta era acum străpunsă de cuțitul căpeteniei și a târna neputincioasă și sângerândă pe lângă trupul răzvrătitului. Înșeoază-ți calul și pleacă! Îți iei merinde și apă pentru o zi, dacă mai ești aici când se termină cina te ucid! Și acum la masă, fârtați! Destul am întâlziat, se răcește vânatul! Și în vreme ce se așeza în aparență calm lângă focul lui, Dismas mai spuse, Dacă e cineva care vrea să plece cu el să facă acum, de mâine nici numele nu îl mai rostim aici. Oricine pleacă are dreptul la merinde și apă pentru o zi ca și gestas! Răzece tineri se ridicară de pe lângă focuri apropiindu-se de locul în care erau priponiți caii pregătindu-se de drum. Dismas se uită la tâlharul cel înalt și uscățiv care, în picioare, în mijlocul grotei, avea toată tristețea lumii zugrăvită pe chipul alb ca ceara. Abavi! Nu vii să mănânci?" Acesta se apropie de foc și așezându-se pe vine îi șopti. Din toată inima mea aș vrea să Rămân cu tine, Dismas, dar trebuie să plec cu el. Are mai multă nevoie de mine. Tu ești bărbat. El încă un copil. Un copil fără minte. Nu-l pot lăsa. S-ar pierde iute. Dismas își încleștă mâna pe brațul bărbatului de lângă el și rămase așa câteva secunde încercând să-și ia la revedere și să-și astâmpere bătăile inimii. Apoi, încet, îi dădu drumul. Clătină ușor din cap, a în dar nu cuteză să se uite la el. Pentru a nu știu câta oară nenorocită asta de zi, îi venea să plângă. Avi îl bătu pe umăr, apoi se ridică pe lângă foc, îndreptându-se spre grupul lui Gestas. În scurtă vreme, copitele cailor răsunară pe pardoseala de piatra a grotei, apoi mai departe, pe stânci, din ce în ce mai stins, din ce în ce mai părelnic, până nu se mai auziră deloc. Abia atunci, din ochii lui Dismas, pentru întâia oară de când fusese prunc, picurară două lacrimi grele. Acestea se prelinseră repede pe obrajii lui, de nimeni văzute, căci nimeni nu îndrăznea să se uite la el și se topiră pe bucata de carne de vânat pe care tânărul o dusese la gură. A doua zi, viața lor și-a reluat cursul. Cu o singură deosebire, Disma și anunță oamenii că de atunci înainte nu aveau să mai ucidă pe nimeni, decât strict în luptă, în legitimă apărare și numai dacă cei atacați nu se predau. La auzul veștilor, încă vreo zece oameni au pornit după gestas. Ceilalți au rămas. Ce le păsa lor că nu mai ucid dacă de pradă bogată tot avea o parte. Și apoi, cum să părăsești o căpetenie ca dismas care niciodată nu risca în van viața tovarășilor săi? În afară de asta, avea un simț al lui pe care ei nu-l mai întâlniseră la nimeni altul. Un simț care îi spunea ce caravană să atace și pe care nu. Aflau apoi, aproape de fiecare dată, de la tâlhari cu căpetenii mai puțin pricepute, că negustorii din caravanele ocolite de dismas erau soldați de ai lui Irod și legionarii romani din mâinile cărora foarte puțin oți mai scăpau cu viață sau liberi. O undă de respect vă lurea atunci tabăra întreagă, iar bărbații se uitau la tânărul lor șef înfiorați de mândria că se pot numi oamenii lui. De câteva ori și ceata lui Gestas abia scăpase din ambuscada unor astfel de false caravane și de fiecare dată nu fără pierderi grele și tureroase. Când îi ajungeau la urechi asemenea vești, Dismas se temea să nu cumva să audă că printre prinși sau morți s-a aflat și Aba Avi. Dar nu, până acum nenorocirea asta nu se întâmplase. Caravanele acestea prefăcute, formate din soldați de lui Irod și soldați romani, aveau însă și un dușman declarat. O căpetenie de ceată care, după cum o dovedeau faptele, le căuta cu oamenii lui parcă anume pe ele și numai pe ele le ataca. Căpetenia aceasta se numea Baraba, iar unii spuneau că el, de fapt, nici nu era tâlhar, ci răzvrătit împotriva puterii romane. Că s-ar fi folosit de măsluita poziție de lotru ca să-i poată lovi în voie pe cotropitorii poporului său, punând la cale între timp lovituri mult mai îndrăznețe și de mai mare întindere. Hoților nu le convenea deloc acest lucru și dacă ar fi putut pune mâna pe baraba, l-ar fi trimis urgent pe lumea cealaltă și pe el și pe oamenii lui. Nu aveau nevoie în pustiul Negev de un asemenea cui înroșit care să scormonească mânia romanilor. De când începuse să atace și el, numărul patrulelor se dublase în voi, iar jefuirea caravanelor devenise mult mai primejdioasă. În orice caz, vestea despre ceata lui Dismas se dusese până departe. Tâlhari care nu omorau negustorii, dacă aceștia se predau fără luptă. Iar conducătorii de caravane fie ei evrei, persani, arabi sau egipteni, se rugau Dumnezeului în care credeau înainte de plecare să-i ferească de primejdii și să-i ajute să străbată pustiul neghev fără peripeții. Dar, dacă tot e să cadă în mâinile lotrilor, măcar să fie în mâinile lui Dismas, ca să se poată întoarce nevătămați la familiile lor. Trecuse vremea, la cei 53 de ani ai săi, deși în puterea vârstei, Dismas se simțea obosit și pustiu. Dacă ar fi știut ce altceva să facă, dacă ar fi avut cea mai mică nădejde că are vreo șansă să se așeze la casa lui, nu în țara sa, la așa ceva nu putea visa, dar măcar în Egipt sau în Siria, unde nu de mult s-ar fi lăsat de tâlhărie, dar șansa aceasta nu avea, era mult prea cunoscut. Numele lui înspăimântase prea multă lume, în colțuri foarte îndepărtate de zare, iar faptul că de peste 30 de ani nu i-mai ucisese pe negustori, mărise posibilitatea ca într-o zi să fie recunoscut de vreunul dintre ei și predat autorităților. Așa că soarta lui era pecetluită. Trecuse vremea. La cei 53 de ani ai săi, deși în puterea vârstei, Dismas se simțea obosit și pustiu. Dacă ar fi știut ce altceva să facă, dacă ar fi avut cea mai mică nădejde, că are vreo șansă să se așeze la casa lui, nu în țara sa. La așa ceva nu putea visa. Dar măcar în Egipt sau în Siria, de mult s-ar fi lăsat de tâlhărie. Dar șansa aceasta nu avea. Era mult prea cunoscut. Numele lui înspăimântase prea multă lume în colțuri foarte îndepărtate de zare, iar faptul că de peste 30 de ani nu îi mai ucisese pe negustori, mărise posibilitatea ca într-o zi să fie recunoscut de vreunul dintre ei și predat autorităților. Așa că soarta lui era pecetluită. Cu toată averea pe care o strânsese de-a lungul vremii, avea de ales între apierii în vreo luptă cu soldații, ori de bătrânețe, neștiut în munți sau răstignit pe cruce, cum mureau toți tâlharii capturați de stăpânire. Iar până atunci să trăiască așa cum trăise din de când îl găsise aba Avi, abia respirând, prunc părăsit între tufișurile sărace de pe malurile râului Zin. Uneori se întreba care i-ar fi fost viața dacă familia lui nu l-ar fi părăsit. Sau cine știe dacă îl părăsise? Cine știe dacă nu căzuse și ea pradă unui atac tâlhăresc în pustiu? așa cum ar fi putut cădea familia aceea în urmă cu ani, dacă nu o slobozea el. Da, și acolo era un prunc, un prunc frumos de neam regesc, ca și mama lui. De asta era aproape sigur. Nu-i părea rău că le dăduse drumul, cum nu-i păruse nici atunci. Nu făcuse pentru răsplata promisă de ea. Când se gândea la vorbele ei, îl apuca râsul. Ori el râdea rar. Dar prea era gogonată povestea cu răsplata care urma să vină cândva, într-o zi din viața lui. Uite că viața aproape se scursese și nicio răsplată nu venise, de nicăieri. Asta este, cum zic bătrânii, fiecare moare, dar nu fiecare trăiește sări de pe pe care nu-și găsea somnul și se duse în gura peșterii. Acolo, rezemat de stâncă, își ridică ochii spre cerul spuzit de stele. Din totdeauna îl fascinase spectacolul lor. O fi ceva dincolo de ele? O fi cineva? Și chiar dacă ar fi acel cineva, cu siguranță și-ar întoarce ochii de la unul ca el ce ar fi putut exista între ei. În ultima vreme se zvonea prin țară și zvonurile ajunseseră până în peștera lor că Mesia ar fi venit pe lume. Erau povești aproape de necrezut despre un anume Isus din Nazaret, care vindeca orbi din naștere, șchiopi, ciungi, gârbovi, slăbănogi, și că îi vindeca pe aceștia, era fără îndoială minunat și nemai auzit. Dar încă și mai minunat și nemai auzit, veste din cauza căreia stătea el trează în noaptea aceea, ca și în multe alte nopți, era faptul că îi scandaliza pe farisei și pe cărturari primindu-i la sine pe păcătoși și mâncând cu ei. Iar când era certat pentru asta, răspundea că în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. Sau că așa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. Când auzise prima oară cuvintele astea, simțise că îi se învârte pământul sub picioare. Ar fi putut însemna că există șanse și pentru o căpetenie de tâlhari care vrea să-și schimbe viața? Simțea că un preț anume ar trebui plătit, nu unul în aur sau argint, asta ar fi prea ușor și fără nicio valoare, ci un preț din sufletul lui. Un preț de sânge, un preț de dragoste. Oare știa și el să iubească? Poate că da. Pe Aba, Avi, l-a iubit. L-a iubit și pe Gestas. Se uită în jur la siluetele oamenilor lui, cufundați în somn pe piatra peșterii. Pe ei îi iubea? Nu-și dădea seama. Se simțea responsabil pentru ei, asta da, cu siguranță, dar de iubit îi iubea? Ce se întâmplase cu inima lui? Oare toate inimile sunt în stare să iubească? Căută reazem răcăritor frunții lui fierbântate în peretele de stâncă și ar fi dorit atât de mult să-l vadă pe Isus și să-i vorbească. Nelămurit simțea că așa ar putea afla toate răspunsurile. Dar cum să facă? Cum să facă să ajungă la el? Fără îndoială că ar fi arestat înainte de a reuși să-i spună vreun cuvânt. Iar moartea pe cruce era îngrozitoare. Și totuși, cândva, cumva, va trebui să-l vadă. Altminteri, cum să mai poată trăi? Și pentru ce? Ca să se întrebe cum avea să moară. Cu o săptămână înainte de sărbătoarea zimelor, Dismas primi veste de la iscoadele sale că Iisus, împreună cu ucenicii lui, urcase la Ierusalim. Fusese primit ca un împărat, I se cântase Hosana, I se aruncaseră la picioare ramuri de finic, iar oamenii își așternuseră hainele pe calea pe care trecea călare pe un asin. Dismas cugeta, Jamil, calul lui, l-ar putea purta spre cetatea lui David în mai puțin de patru ceasuri. Iar odată ajuns acolo, ei bine, odată ajuns, l-ar putea întâlni și întreba, l-ar putea întreba dacă pentru unul ca el mai există iertare. Sigur, nu i-ar spune că e chiar el, tâlharul. Oare Iisus l-ar trăda dacă ar ști cine e? L-ar da pe mâna stăpânirii? De s-ar putea sfătui cu cineva, dar nu avea pe nimeni în ceata lui, în judecata căruia să se poată încrede dacă l-ar fi avut pe aba avi aproape. Dar acesta plecase cu ghestas și de multă vreme nu mai primise vești de la el. Două zile și două nopți s-a chinuit așa. În cele din urmă s-a hotărât să plece. Ce avea de pierdut? Viața. Dar aceasta, oricum, îi era de nesuferit când începuse a frământa gândul că poate și pentru el există salvare. Trebuia să lămurească acest poate. Trebuia să știe cu siguranță, trebuia să afle răspunsul și era sigur că Isus din Nazaret îl putea da. Pentru a nu fi recunoscut, se îmbrăcă așa ca un arab înstărit. Își puse o manta fabricată din lână de oaie, iar capul și-l acoperi cu un văl pătrat din bumbac alb, bine legat cu un șnur gros. Obrazul lui ars de soare, dar slab și obosit de nopțile nedormite, era acoperit aproape în întregime de barba stufoasă care începuse în cărunții, doar ochii, foarte vii, ca doi cărbuni aprinși, ochii atât de adânci încât ai fi putut pierde în întunericul lor. Doar ochii aceștia l-ar fi putut da de gol. Cine-i văzuse odată, nu îi mai uita. Intrase în Ierusalim pe la prânz, soarele plând de nisan mângâia zidurile cetății, drumurile pietruite, colinele terasate, palatele și fortărețele. Era atâta lume în oraș. Copiii lui Iacov veniseră de pretutindeni să celebreze Pesahul, iar mulțime de negustori de alte nații profitau de moment ca să-și vândă mărfurile și să-și umple pungile. Aglomerația îl zăpăci un pic pe dismas, obișnuit de atâta timp cu liniștea și singurătatea din munți, culorile vii ale veșmintelor, tumultul vocilor, forfota permanentă de pe străzi, îl făceau să se simtă ne la locul lui. Înainta la pas călare pe frumosul lui Jamil, a cărui ținută mândră fusese deja remarcată de mai mulți samsari ce strigaseră după el, întrebându-l dacă nu vrea să vândă calul. Nu-i băgase în seamă și călărise mai departe sperând să dea în curând de un han, când, în sfârșit, găsi unul, își luă o odaie pentru câteva nopți și ceru ceva de leguri. Sătea la una dintre mese, în sala cea mare, mâncându-și destul de posac prânzul și întrebându-se cum ar putea să dea de Isus în orașul acesta tixit de oameni, când un uriaș hohot de râs de la o masă vecină îl făcu să tresară și să ciulească urechea. <laughs> Și vrei să-ți boi că s-a vindecat de lepră! <laughs> Cât de naiv mă crezi, de minduge asemenea povești! Să știi că nu mă supăr pe, -pe, -pe, pe tine, Iran! Nici! Eu n-aș fi crezut, n-aș fi văzut cu ochii mei și, 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 și dacă ai fi, fi văzut ce am văzut eu, nu, nu ți-ar fi mai ars de râs!" Spune, Isaac, eu te cred! Spune cum a fost în ziua aceea!" interveni un alt comesean cu o voce aspră pe care și-o tot dregea să o mai curețe de răgușeală. Spune Ior, eram în tanah la soacră mea, reluă povestirea numitului Isaac. Când s-a auzit că prin apropiere trece Isus împreună cu cenicii lui în drum spre Ierusalim Și știți și voi că oamenii îl pândesc pretutindeni, să-i scoată bolnavi înainte, că îi vindecă și să-l asculte vorbind de multă vreme voiam și eu să-l văd și să-l aud așa că am alergat cu lumea de fapt că n-am mai rămas picior de om în sat cu, -cu, -cu toții am ieșit la răspântie <risa> <risa> râse din nou cu pofta Iran <laughs> până când te <-o> văd alergând <laughs> rând cu soacră ta. N-am alergat deloc în rând cu ea, că sunt mai iute de picior, așa că am ajuns aproape printre primii și atunci l-am văzut de după un de sicomori. Îi ieșiseră înainte niște oameni, nu mi-am dat seama din prima clipă că sunt de proși. Sus vorbea cu ei cum ar fi vorbit cu mine sau cu tine, Iran. Acesta, din urmă, a avut un fior de repulsie. Ba pe mine să nu mă asemen cu leproșii și sacă din asta, ne cerfăm! Nu, 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 te-am asemănat cu ei mai mult decât m-am asemănat pe mine. Ce am vrut să spun e că Iisus nu s-a ferit de ei, nu s-a îndepărtat văzându-i venind, ba chiar ea a așteptat privindu-i cu... O milă plină de, de dra, dragoste. Ei, ei se apropiau strigând, Iisuse, învățătorule, fieți milă de noi. De unde veneau nenorociții? Pe, pe, pe semne din Valea Beit, -be care ah, 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 se, se mai ascunde acolo prin Văgău. Uh, uh, uh prima pornire a noastră a tuturor a fost să-i gonim. Deja puseseră rămâna pe pietre. Cred că Iisus a simțit ceva. N-a spus nimic, n-a făcut o mișcare, doar și-a rotit privirea peste noi. Aceeași privire plină de milă și de dragoste, de pa pa parcă de pa-pa-pa-parcă. Și noi eram leproși. Cum tăcerea se prelungea dismas, cuteză să arunce o ochiadă spre masa vecină. Bărbatul care vorbise până atunci își îngropase fața în palmele mari și stătea așa. Da vorbește odată, omule! Ce-ai rămas ca o stană?" exclamă unul din tovarășii lui. Nu, nu știu ce 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 fi simțit ceilalți, dar mi mie mi-a fost foarte rușine de Parcă și fost copil și m-ar fi prin tata făcând un lucru necuvincios, a a am dat cu toții drumul la bo bolovani, mi-a trecut pentru prima oară prin cap să, să că, că și le, le proșii aceia, sunt oameni și că și ei dreptul la ajutor. Și cum i-a vindecat, a pus mâna pe ei? Nu, 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 le, -a, le, lea, le, -a, le -a. spus! Duceți-vă și vă arătați preoților! Ce? Se miră Iran. Eu trimis la preoți, ca și cum ar fi fost deja! Vindecați! Da, 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 și, și, și ce e, și mai de... M mirare. Ei au pornit spre I Ierusalim, în tocmai de parcă ar fi fost deja vindecați. Unul nu s-a îndoit de cuvântul lui. S-au întors și au ple plecat. A, -a, -a trebuit să-i vedeți. Fr Fraților cu câtă bucurie și nădejde au, -au, -au plecat. Mm, și tu de unde știi că s-au vindecat dacă au plecat? Dismas îi mulțumi în gând, de s-ar fi putut amesteca în vorba lor, ar fi pus și el exact aceeași întrebare. Isaac nu se tulbură, își continuă povestirea ca și cum nici nu auzise. <trui> După du, plecarea lor, l, 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 l am înconjurat noi a, a vindeca cei câțiva bolnavi pe care avea sa satul lui Efraim, făcătorul de corturi care aproape că-și un ochi cu nuia ea. I-a redat vederea. Tocmai începuse să, 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 ne vorbească despre împărăția cerurilor când s-a ividinzare, alergând de în cap mântul și strigând cu glas m ma 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 areu unul dintre leproșii plecă, plec plecați spre Ierusalim. Da, a, ce, ce spun eu, le, le, pros, om ca, ca, -ca ca mine și ca voi, sănătos, din, din cap până în tărbi. S-a aruncat la picioarele Iisus, mulțumindu-i cu lacrimi. Și pot să vă spun că, că, că mulți dintre cei de față au, au, au lăcrimat. Înseamnă că tot nu s-au vindecat toți, dacă s-a întors numai unul. Se încăpățână să cârtească dezamăgitul. Să nu, 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 nu creze asta! I I Iisus ș ș ș știa că s-au vindecat! O, omul acesta p p pare să știe toate! Să l-a ridicat pe cel căzut la picioarele lui și a spus cu tristețe, oh, a au nu zece s-au curățit, dar cei nouă unde sunt? Nu, nu s-a găsit să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu, decât numai a acesta care este de a, alt neam, că acela era samarinean. după ca, care i-a spus, te și du-te, credința ta te-a te, te, mântuit. Elior, bărbatul cu vocea aspră și groasă, interveni. A, așa le spune mereu celor pe care îi vindecă. A, am auzit și de la alții. Mare, mare preț pune pe credință. O, fi cum ziceți voi, <coughs> da la ce să-i folosească toate astea când ori tăbărâ să aduc ei și fariseii pe capul lui, nu cred că-l iubesc din calea afară. A, asta, asta, ca, 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 cam așa e. Tot încearcă și unii și alții să-l să, să, l prindă în cuvânt, dar el le închide gura. Când să-l să, să ispitească, ieri la a întrebat un saducheu despre uh, înviere. Ști, ș, știți bine că saducheii nu cred în viața vi, 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 viitoare. Iisus i-a răspuns că, că, că Dumne, du, du, Dumnezeul lui Avram și, și, și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov nu este Dumnezeul morților, ci al viilor. Și, și, și pe urmă ai văzut, Elior, a, a venit să fariseul, ci că să-l dovedească și el și l-a întrebat care poruncă este mai mare în lege. Iar Iisus a, grăit așa, a, a, așa de răspicat că l-a auzit toată lumea până parte în piețe. Să, 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 iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, tău, și cu tot cu, 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 cu tău. aceasta este marea și întâia poruncă, iar a doua, la fel ca a, a, aceasta, să iubești pe a, a, aproapele tău ca pe pe, 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 tine însuți în aceste do, două, două, două pro, 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 runci se cuprinde to, toată legea și, 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 proroci. O, o, o vorbă n-a mai spus fari, fari, seul. Mâinile lui Dismas se răciră brusc ca de mare îngheț. Vocile de la masă alăturată nu mai ajungeau până la el sau ajungeau, dar ca vuietul unui talaz de mare, vuiet pe care nu-l putea desluși. Așadar, asta cerea Isus. Dragoste! Și atunci, cu ce obraz să se mai ducă să-l întrebe dacă pentru unul ca el mai există iertare? El prea puțin se gândise la Dumnezeu de-a lungul vieții, iar pe aproapele, nu numai că nu-l iubise, dar îl asuprise, îl jefuise, îl omorâse. Nu, nu, nu avea niciun rost. Aflase răspunsul la întrebarea lui. Nu pentru toți există scăpare. Îi atârnau de suflet pietre de moară. Așa de greu îl simțea. Strigă hangiul, plătim în cară, și îi spuse că nu mai putea rămâne întrucât tocmai primise o veste care îl chema departe de oraș. Câteva minute mai târziu, călare pe frumosul lui armăsar se îndrepta la pas, în bulzeala de pe străzi nepermițându-i să se miște mai repede, spre poarta de sud a cetății pentru a se întoarce în pustiul și la peștera lui. Câteva sute de metri îl mai despărțeau de poarta aceea când, prin ea, își făcu apariția o trupă de vreo zece soldați romani călări care înconjurau și purtau între ei legat de șeile cailor un prizonier pedestru. Acesta, cu picioarele însângerate, clătinându-se de oboseală, dar încercând să țină ritmul impus de cai legionarilor, arunca în jur priviri pline de ură ca un lup încolțit. Văzându-l dismas, se înfioră din creștet până în talpi. Captivul nu era altul decât gestas, prietenul lui din copilărie, tovarășul lui nedespărțit, până la o vreme. Cum de fusese prins? Ce soartă l-aștepta? Nefericitul! Și în ciuda faptului că își impunea din răsputer să nu-l privească, nu își putea lua ochii de la el. Trupa romană se tot apropia, oamenii se dădeau la o parte cât puteau de mult să le facă loc să treacă. Simțind privirea arzătoare a călărețului acela arab pe care îl remarcase de departe încă de la poartă, Gestas se uită pătrunzător la el. Deodată se smuci brusc, refuzând pentru întâia oară să mai înainteze. Stați! Stați! Le strigă el soldaților. Întruiți-vă! Nu aduceți nu numai pe mine, ăla de colo e dismas, dismas, căpetenia cea mare a călharilor din Neghev. Degeaba s-a deghizat în arab, la cunoaște! oriunde, o spun e dismas! Primul lui impuls a fost să înfigă călcâiele în burta calului și să țâșnească săgeată peste capete și trupuri, prin poarta deschisă a cetății. Apoi își luă seama. Oamenii îl înconjuraseră, strângându-se cerc în jurul lui, în vreme ce vreo doi bărbați vânjos și puseseră deja mâna pe frul lui Jamil. Zâmbia amar. Călătoria aceasta a lui la Ierusalim se dovedise fructuoasă. Îi lămurise toate nedumeririle. După ce știricise că pentru el iertare nu mai era, acum aflase și cum avea să moară. Fusese închiși în aceeași celulă. Ca să nu se bată între ei, probabil, le puseseră picioarele în butuci reci de piatră. Toată celula era din piatră și nicio rază de lumină nu pătrundea în ea, fiindcă nu existau ferestre. Cât soare era afară și cât de frig și de umed aici. Spre deosebire de gestas care nu se oprea din blestemat, din gemut și urlat, Dismas era ciudat de calm. Nici măcar nu îi purta pică nenorocitului de lângă el. Cum ochii se obișnuiseră cu întunericul, se uită cu milă la acesta, văzându-l cum se zbuciumă ca un animal prins în laț. Gestas, hei, gestas! Oprește-te odată, omule, că vreau să te întreb ceva! Cum își duce bătrâneța aba avi? Sărmanul va fi distrus auzind că am fost prinși. Bătrânețea, zici? Își ridică privirea înveninată prizonierul de alături. De ce crezi tu că aba avi era găină clocitoare ca tine? să-l apuce trânesea și să rămână prin pește, să facă focul pentru când sunt o întoarce tineretul de la jaf. Nu! Aba a murit în luptă dreaptă la un atac asupra unei caravane din Egipt acum vreo 12 ani. A murit! Apărându-mă pe mine, cum se zic cu l-am îngropat în stâncă lângă tabăra. De data aceasta, dacă n-ar fi avut picioarele în butuci dismas, i-ar fi sărit în gât. Cu cât calm vorbea despre moartea tatălui lor adoptiv și mai ales cât de firesc spunea că se cuvenea să moară apărându pe el, strânse pomnii, încercând să se liniștească. Aba Avi știa la ce se duce când plecase din cetatea lui. Își aminti șoapta din noaptea aceea, Trebuie să merg cu el. Are mai multă nevoie de mine. S-ar pierde iute. Probabil că exact asta și făcuse. Când își găsise moartea, îl salvase conștient pe fiul adoptiv cel fără de minte. Știi că l-au prins pe baraba! Gesta părea de dreptul satisfăcut, dându-i vestea. Bine, au făcut! Nu merita gloria numelui de tâlhar, ticălosul, și ne pune în primejdie pe toți. Nu l-au capturat în Egev, ci aici, în Ierusalim, pusese la cale o răscoală. M-au prins pe mine, l-au prins și pe el. Rămăsese tu. Tu de ce să fi scăpat? Chiar așa. De ce? Poate pentru răsplata aceea dintr-o zi anume din viața sa de mai târziu, spre nedumerirea celuilalt, râsetare ca de fiecare dată când își amintea de făgăduința aceasta. De ce râzi? Nebun ai fost, dintotdeauna. Așa? O să facem un frumos buchet de răstigniți peste câteva zile. La uzul acestor vorbe, gesta sprinse din nou să se zvârcolească, să blesteme și să urle. Deținuții de prin celelalte celule începură să țipe și ei, zângănindu-și lanțurile, unii ca să ceară tăcere, alții ca să-și strige durerea la rândul lor. În scurtă vreme apărut emnicerul cu un bici împletit din curele de piele. Îl învârti de câteva ori spinările prizonierilor și restabili liniștea. Dismas încercase din răzputeri să își păstreze mintea limpede și să țină socoteală ceasurilor care se scurgeau, ca și cum ar mai fi contat. Și totuși, parcă l-ajuta, oarecum măcar, să bănuiască ziua în care se află. Parcă nu rupea de tot legătura cu lumea, parcă nu era aruncat la marginea ei deși simțea că se află de veacuri în mormântul acela umed și rece, nu putu să trece mai mult de o zi de la prinderea lui. O singură bucată de pâine era, îi aruncase până atunci temnicerul la prânz. Cină nu mai primeau, iar dimineața nu mai apă. El sosise în Ierusalim miercuri, la amiază. Mersese la Han, mâncase, îi auzise pe vecinii de masă vorbind, încălecase și plecase. Apoi îl trădase, gestas și fusese arestat. Multă vreme trecuse până primiseră pâinea de prânz, așa că azi trebuia să fie joi. Joi spre seară. Stomacul îi spunea că e seară. Se frământa în gol și își cerea drepturile. Pâinea de amiază se mistuise deja. Gesta scăzuse într-un soi de prostrație în care nu mai făcea decât să geamă în pofid acestor gemete și a senzației de foame dismas a țipii. Câtă vreme să fi dormit așa, la un moment dat, îl trezi zarva de afară atât de puternică încât reușise să străbată până la ei prin zidurile groase. Țipete, huiduiel, voci multe de oameni, gestas dezmeticit la rândul lui ascultat tremurând. Deodată se întoarse spre tovarășul lui cu o sălbăticie și cu o bucurie pe chip. Nu, fi mai lui bara, bara, scoia! Până la urmă s-ar fi ridicat iar jos limitenii și poate că vin să le libereze pe șeful lor. Atunci ne dau drumul și nouă, nu? Doar Barab a fost împreună tâlhar cu noi. Ne-am avut ca frații. Disma să privi scârbit și nu răspunse. Ținând în mâini o făclie, își făcu apariția temnicerul să verifice dacă, profitând de gălăgia de din afara închisorii, vreunul dintre prizonierii lui nu încerca să scape. Lucrul era imposibil, doar erau cu toții legați, unii chiar în butuci. Când flacăra făcliei mătură și celula lor, dismas rosti. Spune-mi, te rog, ce se întâmplă afară? Întrebase așa de politicos de liniștit și de sigur pe el, încât gardianul nu putu să nu-i răspundă. L-a arestat pe unul Iisus! Acum îl aduc la pretoriu să-l judece!" l au arestat pe Iisus? Dar sub ce acuzație?" Deja plictisit, temnicerul ridică din numeri. Dar ce știu eu și ce-mi pasă mie? Vreun harca ca și voi!" Apoi se îndepărtă, îndreptându-se spre celula următoare. Disma să-și prinse fruntea în mâini năucit. Cum era cu putință? Numai în urmă cu câteva zile îl primiseră în oraș ca pe un împărat. Așa cum se și cuvenea, după câte făcuse pentru ei, le vindecase orbii, ciungile, proșii, gârbovii, le alungase demonii din copile, înviase morții. Îi învăța să-și iubească aproapele. Nu, cu siguranță nu era vorba despre același Isus. Nu se putea să fie. Doar temnicerul nu spusese Isus din Nazaret. C -c 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 Cine e Isus? Îl cunoști? Nici pentru mine nu te-ai fi așa. Și vă am împreună! Îi zise gestas, mijindu-și ochii a bătaie de joc. În amintirea acelorași ani mai vându și tu romanilor, nu-i așa? Lasă o baltă, Gestas! Cred că n-ai fost niciodată prietenul meu, dar eu am ținut la tine. <rătă -i> mă face să plâng! Hai, <rătă> spune! Ține e Iisus că n-am auzit de el! Cum ai putut să nu auzi? Până în munții noștri a ajuns vestea despre minunile lui. Unii spuneau că e Mesia, Mm, un ăsta Nu cred să fie mai mult de un înselător. Și acum uite, ai dovada. L-au prins și l-au pus la pretoriu. O să-l biciască bine și o să-i dea drumul. Îl vor vindeca de mințuni. El scapă, dar eu se va fi cu mine. Și ghestas se porni din nou să geamă. Orele se scurse rălent, dismas nu mai reuși să adormă. Auzi clar pașii grăbiței temnicerului pe trepte. Acesta își zornăia cheile cele mari de la brâu în căutarea uneia anume. Departe, pe culoarul cel lung de piatră al temniței, scârțâidă paramalele unei uși de fier. Atunci răsună vocea gardianului. Parava! Ieși! Te elibera poborul de pesa! Dacă Gesta s-ar fi putut să sară în picioare, ar fi făcut-o în acel moment. De mirare că nu s-a ridicat cu butuci cu tot așa de tare și a încordat mușchi. să se stingă ecoul acestor cuvinte printre cotloanele temniței, că se auzi din nou pasul paznicului. De data aceasta, ușa celulei lor fucea pe care o deschise spunând, Și voi ieșiți! Pentru răstignire!" Deși simți că îi se taie răsuflarea, pentru că nu se aștepta să se întâmple atât de curând, Dismas nu se împotrivi de fele liberării sale din butucii care îi strângeau picioarele. Gestas, în schimb, dădu un spectacol jalnic. Îl lovi pe temnicer peste față, peste mâini. Îl izbi cu pumnii, ne lăsându-l să se apropie de el, încât acesta, până la urmă, fu nevoit să mai cheme doi oameni, care să-l ajute să-l scoată pe gestas din butuci. Din celulă și din temniță îl purtară mai mult târâș. Pe uliță îi aștepta o gloată fremătândă, un soare palid de dimineață și crucile pe care trebuiau să le poarte până la locul de pedeapsă pe Golgota, în nordul Ierusalimului, lângă poarta Damascului. În primele momente de după ridicarea pe cruce, Dismas pierduse legătura propriu-zisă cu lumea, cufundându-se într-o ceață de durere care îl însingurase total. Apoi, pe măsură ce trupul lui, dintr-un pur instinct de conservare, învăța ce mișcări trebuie să facă pentru a ușura suferința, măcar pentru o clipă, și pe măsură ce deprindea cum trebuie să se ridice în piroane ca să poată respira, deși asta însemna o altă mare durere, redeveni conștient de sine însuși și de tot ce îl înconjura. Pe crucea din stânga lui fusese răstignit Iisus Nazarinealul, împăratul iudeilor, după cum arăta tăblița pe care romanii o agățaseră deasupra capului. Da, cu adevărat, Iisus din Nazaret și nu vreun altul era cel pe care l-a arestat în noaptea trecută la pretoriu și care atârna acum pe lemn în imediata lui apropiere. Părea leșinat, dar nici nu era de mirare la cât de crunt fusese biciuit după cum o dovedeau urmele adânci de pe trupul său. Pe frunte înfiptă cu putere de a intraseră ghimpi în carne, purtau o cunună de spini groși. Amarnic îl bat jocoriseră și îl chinuiseră călăi. De altfel se și prăbușise de câteva ori pe drumul spre Golgota, sub greutatea crucii slăbit cum era. Dincolo de crucea lui Isus văzu crucea lui Gestas. Acesta, Trezit din primul șoc al durerii, își folosea respirația întretăiată pentru a profera blesteme. Blestema cerul, blestema pământul, blestema mulțimea de pe dealul de la picioarele crucilor și nu se oprea decât în momentele în care nu mai avea aer în plămânii strâmtorați de poziția chinuitoare de pe cruce. Atunci se ridica în piroane cu prețul unor suferințe care îl făceau să țipe. Respira adânc și o lua de la capăt cu toate grozăvenile fără seamă, pe care le spunea tovarășul lui din copilărie, Dismas observă, cu mirare, că nu era băgat în seamă de oameni deloc. Nimeni nu părea să aibă ochii decât pentru răstignitul din mijloc. De la soldații romani care ghemuiți la picioarele crucii, îi jucau cămașa la zarul, până la căpeteniile și cărturarii care îl bat jocoreau ațâțând și poporul să o facă. Uua, uua, cel care dărâm templul și în trei zile îl zidești Mântuiește-te pe tine însuți, coboară-te de pe cruce Pe alții a pe sine nu poate să se mântuiască Hristos, regele lui Israel, să se coboare de pe cruce De pe cruce să se coboare, ca să vedem, să vedem și să credem, să credem Dismas se rezemă mai mult în mâna dreaptă să-și poată odihni o clipă mâna stângă. Apoi schimbă greutatea trupului în partea opusă, făcându-și curaj să se împingă în piroane ca să poată trage mai mult aer în piept. În clipa aceea, văzu că Isus nu era leșinat cum crezuse, ci că încerca și el cu puterile care îi mai rămăseseră să-și înalțe trupul, să poată respira mai în voie. Știind pe propria ei piele ce durere cumplită însemna asta dismas, simți cum îl străbate un fior de milă. Și îl mai și bat jocoresc, după tot chinul pe care îl îndură, cât trebuie să-i urască și cât de vrednici sunt de urât, mai bine ar începe să-i blesteme și el. Dar, Spre nesfârșita lui uimire, cuvintele pe care le rosti Iisus în momentul în care deschise gura după ce reuși să-și umple plămânii cu aer, fură cu totul și cu totul altele decât cele la care s-ar fi așteptat el. Purtând pe deasupra mulțimii o privire plină de dragoste și de compătimire, Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor, rosti. Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac. Cine era omul acesta care se ruga pentru călăii lui, aproape că își uitase propria suferință, într-atât era de preocupat de durerea lui Isus și de trăirea nefirească a acestei dureri de către el? La poalele crucilor se produse în momentul acela o oarecare învălmășeală. Soldații romani încercau să îndepărteze un mic grup care voia să ajungă cât mai aproape de crucea lui Isus. E mama lui! Lăsați-o lângă el! Măcar atâta inimă să puteți avea! Se auzi o voce sfârșietoare de femeie. La uzul acestor cuvinte ostașii se dăduseră înapoi și lăsaseră grupul să treacă. Erau trei femei, dintre care două o susțineau pe cea din urmă. Un bărbat tânăr le urma cu obrazul tras de oboseală și de întristare. Ajunsă lângă cruce, mama răstignitului își ridică fața spre fiul ei. În clipa aceea, Dismas stresării atât de tare încât puțin lipsi să nu-și smulgă mâinile din strânsoarea cuielor care le țineau pe lemn. Chipul acela, ochii aceia, ultima oară când îi văzuse, ochii aceia ascundeau în ei o lumină de zâmbet și de recunoștință. Acum, nici urmă de lumină în adâncul lor, numai o dragoste fără margini, plutind pe înalte valuri de durere. Toate acestea și în pofida lungilor ani ce se scurseseră între timp, Dismas știa exact cine este. Era femeia aceea de neam regesc, Maria, pe care bătrânul Iosif Tâmplarul o ajuta să fugă în Egipt împreună cu pruncul ei. Femeia pe care o eliberase el, stârnind grozav mânia lui Gestas. Își aruncă o privire spre acesta să vadă dacă la rândul lui o recunoscuse. Gestas însă își vedea mai departe de blesteme și nu avea ochi sau urechi pentru nimeni și nimic din jurul lui. Bine, dar dacă ea era ea, atunci cel de pe crucea din mijloc era, o, oh, Doamne, era pruncul acela frumos care prindea în pumni lumina, pruncul care îi pusese palma pe obraz, trezind în inima lui rușinea. Se cutremură până în străfundul sufletului de părere de rău. De ce l-au răstignit? Deși era numai ceasul al cincilea din zi, soarele începea în mod ciudat să pălească. Lumina, în loc să crească și să devină mai strălucitoare și mai vie, se stingea, parcă tăvălindu-se prin cenușă. De jos, de pe deal, Ocările urcau spre Isus cu putere reînnoită. Te-ai încrezut în Dumnezeu? O să te scape acum dacă te vrea pe tine că ce ai zis în Fiul lui Dumnezeu! Fiul lui Dumnezeu! Fiul lui Dumnezeu! Fiul lui Dumnezeu? Fiul lui Dumnezeu prin mintea lui Dismas, gândurile alergau atât de repede încât simți că amețește. Cine era stignitul? de când era mic copil, fără să-mi spună nimeni nimic, eu l-am recunoscut ca fiul de rege. Și cine altul ar fi putut face minunile pe care le-a făcut el? Cu ce putere ar fi putut să le facă dacă nu? Dar totuși, fiul lui Dumnezeu? Deodată, soarele care se veșteja tot mai mult, bătând cu palida sa lumină dintr-o singură parte, făcând un chip cu totul neașteptat ca umbra crucii lui Isus să crească, să se lungească, să cadă spre dreapta și să acopere aproape în întregime trupul lui Dismas, i mai ales peste inimă. Inima lui prinse atunci a vorbi, spunându-i fără putință de tăgadă cine era răstignitul. O liniște profundă, fără margini, îl învălui pe tâlhar, aceeași liniște pe care o resimțise și în urmă cu ani, când îi ținuse acestuia trupșorul de pruncuț în brațe. Huuu! Mântuiește de pe tine însuți! Coboară-te de pe cruce! Coboară-te! <gură -te> Continuau să urle tenile și cărturarii, urmați de poporul înfierbântat de ei. <gură -te> Coboară-te de pe cruce! <gură -te> Gestas Păru să audă, și el, în sfârșit, ce spunea oamenii. Toată ura și neputința lui zvârcolitoare se întoarseră în acel moment, din spirit de turmă, cu toate că îi disprețuia pe cei de jos, împotriva celui huiduit de ei. Chiar desea, înseamnă, tu ești Hristosul! Mântuiește-te pe tine! și mântuiești de energie pe noi! Vocea lui Dismas tună atunci atât de puternică din pieptul lui chinuit încât a acoperit tot tumultul gloatei nestăpânite de la picioarele lui. Chestos! Nu te tem tot de Dumnezeu, nici dinaintea morții, că ești în aceeași o și noi Pătrept pe suntem pedepsiți primind cele cuvenite după faptele noastre! Acesta însă n-a făcut niciun rău! Apoi, răsucindu-se spre Isus, pe cât îi îngăduiau piroanele, îi spuse cu glasul tremurând de căință: Pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta! Hristos își întoarse capul spre El. Și îl privi în adâncul ochilor, îi citi Sufletul ca pe o carte deschisă cu tot ce era în el: remușcare, rușine, durere, dar și bucurie, nădejde și dragoste, care acum învățau să înflorească. Și în vreme ce de jos, de la picioarele crucii și de pe crucea de la stânga lui, hulele și batjocura continuau să răsune, Mântuitorul lumii grăi către singurul om care îl mărturisise ca Dumnezeu dinaintea omenirii în acele clipe de calvar. Adevărat, adevărat îți spun ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Privirea lui Dismas îmbrățișă întreg cerul, înstelându-l cu lacrimi de fericire. Când își plecă ochii spre pământ, întâlni blajinele ape ale ochilor de culoare a lunei, ai Mariei. Aceasta se uita la el cu aceeași dragoste și cu aceeași plândețe cu care îl privise și fiul ei. Știa că îl recunoaște și mai știa și Că ziua aceea de cândva din viața lui, ziua răsplății pe care i-o promisese ea, ziua aceea, fusese astăzi. Peste întreaga lume se prăvăli dintr-o dată o beznă de nepătrunți. În mijlocul vălmășelii care urmă, al țipetelor de spaimă, al urletelor de durere scoase de cei ce se călcau în picioare, încercând să fugă de acolo și să se întoarcă în Ierusalim în mijlocul deznădejdii și al descumpănirii generale dismas, își percepu pentru întâia oară crucea, nu ca pe un instrument de tortură, ci ca pe un sprijin, ca pe singurul punct stabil din univers și nemai simțindu-și durerea. Întâiul luat în rai nu se temu deloc de întuneric. Pentru el, crucea pe care o împărțea cu lumina lumii devenise cu totul strălucitoare lumină.